Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri, care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fierii ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul portului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri.